să ridice mâna. Dar unde suntem aici? O femeie nu mai ui și las. Eu nu m-am legat de tine, fată. Eu de ce urli dacă fata asta pune gaz pe foc? Când mă vede cât foc, tu pui benzină? Ce-am spus eu? Asta! Eu n-am urlat. Dacă mă vezi cât nervoasă, când ridică fusta unul și nu permit așa ceva, tu pui gaz pe foc? Las-o în pace. Las-o, păi te ca să știi diferit, dacă nu știi de respect. În primul rând, de respect. Când ai să fii îmbrăcat în rochii, promis. Băi, fată! Îți ridic fusta să te vadă. Nu, da, de aia. Dacă s-a întâmplat observați, vorbești urât. Dar tu mă aveți tot nervoasă și pui gaz pe foc? Noi toți suntem furioase, dar ne controlăm în bază. Ei, uite, eu nu vreau să mă controlez. Ai vreo problemă? Nu pot. Hai, Gemini, tu. Deci cât a stat o aici, ar ridicat și eu prorochiță, Mariano, și din nou. Dar tu n-ai aici nimic. Eu am venit în... Bine, mai vedem. Am venit în... Mai vedem noi. În bodic. Cum să nu? Deci să deviat de la subiect. Măi, îi spun o dată, de două ori la băiatul ăsta, de trei ori. Gata, termin-o, că nu mai ales glumile astea. Nu le mai ales. Ce ai spus lui dincolo? Dar i-am dat cu palma, tu n-auzi că mă doare palma. Dar și în același timp tu râzi. Te doare de la Mariana. Unde ai văzut că am râs tu? Da. Păi râzi. Ce-am vorbit când ne spunea covorul pe tine, de când ne spunea masa la de unde a pus covorul pe mine, Bianco? Că a vrut să facă și el o glumă și i-am zis că termină cu glumele. Da, și când ți-a ridicat fusta, nu a văzut că era cu spatele. Ei, uite, mă deranjează gestul în sine, ai pus mâna. Dar nu te deranja că ți-a pus, a vrut să spună covorul. Ei, fata mea, dacă ți-i ridică fusta Liviana, asta e partea a doua. Ea, îi pune masa. Ai poză. Și avea o chestie. Dacă tu permiți așa ceva, Bianco, înseamnă că ești de joasă speță. Eu nu permit așa ceva. Era aia și eu ținea gen așa în mână. Exact la vai de mine. Zona intimă, înțelegi? Da, fata asta a oameni buni, ea permite să-i termine. Și-a pus masa și a era... Da, i s-a văzut cu aia, este poză pe neapunde. Eu nu permit, da? Și-a pus-o înapoi la... Eu nu permit așa ceva. Ai cel mai frumos fund, iubire. Când mai faci gestul ăsta, cel mai minunat el ai. Îți dau mari, mă jur. De-abia aștept. De-abia aștept. Ea glumește acum, ei i-a plăcut. Păi i-a plăcut, dar nu s-a văzut. Ce păi, s-a dar de ce vă certați? Da. De ce vă certați? Mai ales cu tine. Dacă ei i-a plăcut, ce naiba și voi? Dar tu ești... un pic. Nu i-a plăcut ce? Și atunci mi-a când plăcut, cu da, trasul de păr. Păi asta zic și ele. Păi da. A plăcut, da. Atunci e nevoie. Hai că v-am făcut materia, ți-am făcut material, Ricky. Te-ai cu material și pe ziua de azi, Ricky. Iancu, la Denisa îi pare rău că nu poate să stea să discute cu tine. Da. Păi, dar și că dacă v-ați certat, să vă stați împreună. Și? Ce ai spus împreună? Da, dacă v-ați certat. Suntem ok acum, nu? Da, suntem ok. Azi că discutăm. Păi, că ce, mă? Iancu, nimic am zis din ce ai făcut. Ce zici? Da, ce-a făcut? Rica, ești varză în beci. Iancule, vrea să-ți mănânce. Iancu. Sunt și eu suflet. Iancule, Iancu. Ah, n-am făcut nici. Rica, ești un suflet? Suflet, ești suflet. Ai dat cu perna, ai vrut să faci cu masa, nu știu, cu covorul, alea. Ai văzut că nu merge, hâț, ai pus mâna pe mine. Să nu mic de nici ce ai făcut astea. Eu știu că, virgulă, cauți materiale, Ricky, da. Dar ce, eu am căutat. Ajunge, Ricky, gata. Eu am început. Gata, Ricky, nu mai fă materiale pe spatele meu. Da, eu am început să mă cer cu tine. Vezi, de iubita ta, nu mai fă glume cu mine, măne, că te-am... Stai datorită mie aici. Eu am început să mă cer cu tine. Dar tu mi-ai ridicat, ai pus mâna pe rochia mea. Fac ce vreau eu. Faci ce vrei tu? Eu mă știam la fac ce vreau. Așa, măi, ai înțeles? La mine mă știam, fac ce vreau. Să faci glume de astea cu sorta, cu iubita ta, nu cu mine, băiatul meu. Nu a fost nimic între noi doi ca să-ți permiți tu să faci glume de astea, ai înțeles? Dar nu cred că are maică să nicio legătură. Ai înțeles, Ricky? Dar nu mai bă, schimbă care... direcția și nu mai fă tu glume de astea Andreea, cu mine. Ce auzi, să vezi ce-ți fac. Te rog eu frumos, e a treia oară când îți spun. Să vezi ce-ți fac. A patra oară să vezi ce-ți fac. A patra oară te... Face fratele tău a patra oară. Ai grijă. A patra oară îți dau mare... Ești fetiță. O, ce frică mie. Tu nu ești bărbat, ești fetiță. Mă, ce frică mie. Mă, ce frică mie. Să vezi ce-ți fac. Da, cu ce-o zic. Bine, mai în primul moment o pot să vezi ce-ți fac. Bine, Ricky, vezi că o să o iau personal treaba asta. Poți să ieși impersonal. Uite, am să o iau personal, dacă vrei. Poți să ieși la genul neutru. Am să o iau personal treaba asta, așa. Nu știu dacă faci de emisiune tu, de teatru, sau ești ironic, sau vorbești în serios. Dar eu am să o iau personal, ai înțeles? Auzi? Și-ți promit eu, Andreea, promit eu personal, că tu n-ai să mai faci. Andreea, știi ce-o zic? Din contră! O să iau la fac mai mult! Andreea, știi ce-o
fericit. Din contră, eu o să fac mai mult. Ce-o zis? Odeia a zis că vrea să o ia. E gelasă. E gelasă, mă, că o ia nu mai ia și Sanchi, să nu mai ia cineva. De-abia aștept data viitoare să vezi ce-ți fac. Da. Pe cuvânt de cercetaș, dacă îmi trimit pe tine. Gata, du-te, mă, că mi-e silă de tine. Bine, să vezi ce-ți fac. Mi-e silă. Bine. Ai, sufletule. Suflet. Suflet. Suflet, dar-ți place și ție, mamă, ce-ți place. Dar cui nu-i place când vezi o fraieră că se enervează? Fraieră, da, mulțumesc. Nu să nu mai vorbești urât. A, fraier nu-i urât. A prins, a prins, dai pitilul. A prins pitilul. A prins. Dar n-a fost intenția asta, pur și simplu am glumit cu ea, nu știu, 20 de minute. Am glumit cu ea. Ricky, vezi că mai devreme sau mai târziu roata se va întoarce, vezi bine, să nu pățească și iubita ta gestul de-astea. Să vedem dacă o să le accepti frumos. Eu nu permit. Să vedem dacă le accepti așa, Ricky, da. Ce cerea aia primești, dar ce cerea aia primești, eu nu permit. Dar ce am cerut eu, l-am băgat eu în seamă pe ăsta? Băbașă, știi că n-am făcut nimic rău, crede-mă pe cuvânt. N-am făcut nimic rău și cu intenție și cu Gogoașa. Dar tu oricum faci așa de... Da, am glumit cu ea de când a venit. Da, cu... tu ai glume de văcar, mărlan. Dar ți-au plăcut, da, mă, văcărițo. Ești mărlan. Hai, mă, să nu exagerez. Ei, uite, nu vrea eu să mai facă gesturi de astea. Ok, ei, dacă zici că a spus, dar să vedeau chilin. Da, am înțeles, să fac mai mult. Nu, nu vreau să facă gesturi de astea. Nu pui mâna pe mine tu, mă, băiatule. Păi știi de ce face? Pentru că ai permis de la început de aia. Andreea Oprică e foarte accesibilă, adică e... Ricard nu și-ar permite cu mine să-mi ridice fusta pentru că eu am atitudine foarte rece față de el. Am râs eu când mi-a ridicat fusta Marius? Eu faza cu fusta n-am văzut-o nu despre aia vorbim. A, mai înainte ai spus că am râs. Mai înainte ai spus că am râs. Ajestate nici. Păi hotărăște-te, băiatul meu, am râs sau n-am râs? Vezi că e al meu. Când ți-a pus masa în cap cu... Vorbeze rochie. Nu știu, n-am văzut faza cu rochie. Păi nu te mai băga. S-a referit la tavă. Gata, ieși din cadru. Plec din emisiune, da? Da. Bine. Hai. Nu, ieși din cadru, că hai, să te sui pe mătură să zbori pe aici. Ești în plus, în cadru. Haide, mă, lasă, ne-ai luat tu să ne aliniezi pe toți. Da, uite, ai dar nu vă las să vă aliniez, mereu. Și bine îți face pentru că râzi. O să fac mai rău. Da, îți face pentru că râzi. Gesturile astea cu masa, școala, da, eram acolo, s-a încheiat, gata, i-a spus, poate că am zâmbit, dar cu rochia să pui mâna pe mine și de astea nu. Nu e ca și cum atunci când ai mers pe aici nu s-a văzut-o și când ai urcat și când ai coborât. Bă, putea să se vadă, putea să nu se vadă, gestul în sine, Marius. Ia-ți rochie până la genunchi și nu se vadă nimic. Nu vreau, gestul în sine este urât. Atunci asumă-ți. Bine. Ce să mi-asumi? Că mergi cu rochii până la... Ei, uite, mă îmbrac în vreau. Că băieții trebuie să-mi le ridice în cap. Păi despre ce vorbim? N-ai dreptate. Dar nu i-a ridicat. Hai să ne luăm rochii lungi. Rochie scurtă. Vorbești Andreea, scurt. Râde. Marius, tu știi crede-mă că vorbești. Asta e altceva că râde. Nu e deranjată. Dacă Marius, tu știi că vorbești mult și prost acum. Vorbești mult și prost, Marius. Nu mă cer cu tine. Dar nu ne cercăm, comunicăm. Tu acum vorbești mult și prost ca să nu adormi. Păi n-ai cum să comunici cu mine. Că ia-ți o rochie lungă, pe bune. Cum comunici cu mine în felul ăsta? Pe bune? Pe bune. Cu mine poți să vorbești altfel, să știi. A, mă, gata. Cătă, n-auzi. Cătă e băiatul nou. Brazilianul e ăsta care îl vedem mai înainte. Dar nu faci să zic Cătă, mă. Da, Bianca. Auzi că tu ai venit să cunoști o fată sau un bărbat? Adică ești... Nu. L-a întrebat Bianca. Vorbești despre tine, fata mea. O fată sau un băiat? Da. Adică ești... Manu, nu am vrut să zic asta. Sau un băiat? Da, ia că na. Uite, am caracterul ăsta stare era în gură. Era pentru și el. Și o să fiu până plec de aici. E, da. Doamne. Ea pozează, ea e o doamnă, e cu minte ea, Cătă. Ea e fata aia finuță, care o vezi la televizor, doamnă. Pe care? Pozează, înțelegi? Și are poze și videouri cu Banana. Are un video, ți-l trimit diseară, Cătă. Mă, ce fac fiecare zi? Îți trimit diseară, Cătă, video ăla cu fata asta, care e, mai se bine dă ea mă feminină diseară, și doamnă. Uite, doamna cum care e cu minte, despre voi? Da? Uite, așa stă ea pe bancheta. Lasă, Andreea, că toată lumea face. Și a făcut fata... Arăb stilul. Din greșeli. Da, ce te interesează pe tine? E, uite că eu am agresiv, o vârstă. Și eu n-am văzut asemenea poze și video-uri și de-astea. Aia e. Lasă-mă să vorbească, Brazil. Hai, lăsați-mă, Mariana, fraților, că eu sunt rea de gură, dar nu de... Nu-i așa, Livian, serio? Aha. Da, da, da. Cum eu să cred că greșim, învățăm. Ascultați-mă, cu toți am făcut lucruri în viața asta și în trecutul nostru de care suntem mai puțin mândri. Da, acum de ce nu-i dai pe păi femeie da, că mă jignește? Prezentul și viitorul. E prietena ta că stai cu ea în cameră, Manuela? Da, cu ce te-o jignește? Păi m-a făcut bărbat. Nu, nu, e alor de la mea. Tu ce ai zis bine pentru mine? Păi da, și da, păi și tu le și nata, mi-a plătă și toate felicitări. Păi apărare la prietena ta. Când mă face ea,
convine. Nu-mi convine. Lasă, mă, nu-mi convine. Eu de astea așa. Normal că e apărarea, că... Prietenii de astea așa pe internet. Marius, lasă, nu te mai băga. Adică cum, adică prietenii... Gata, mă, dar ce interes am eu de la Bianca Comănici? Na, bine. Ce interes am eu de la Bianca Comănici? Bărbat, fac cuplu cu el? Nu știu, draga mea, odată ce ții cu ea, înseamnă că aveți acolo niște stopuri. Dai seama. Zi, Marius. Dacă dai seama, eu vreau să fac un cuplu fake cu Bianca Comănici în această casă ca să rămân aici. Doamna Andreea, vreau să lămuresc trei lucruri când bună pot. Bună ziua! Nu am să respire! Hai, înapoi! Eu o să vorbesc când doamna Andreea Mantea sunt de acum. Perfect! Așa facem. Fii atentă, Marina, uite cum facem. Avem niște probleme de discutat și apoi discutăm și problemele tale. Poți să mă duc la baie. Doar că există într-adevăr și o problemă a ta care este foarte gravă și trebuie discutată. Și vorbesc foarte serios. Am făcut o glumiță ca să relaxez un pic atmosfera, pentru că sunteți prea aprinse, tensionate. Ce aveți?